ziua! Ziua? Ce doriți astăzi la un viuțe? La un viuț și forma lebede. Vreți să spuneți formă balerină? Da. Lebede nu avem astăzi. Ok, atunci formă balerină. Fie! Tata, am terminat! Cum vi se par unghiuțele? Acceptabile, dar acum trebuie să plec, mă grăbesc. La revedere! Bună, fetelor! Sunt Andreea, manicurist cu peste 15 ani de experiență și astăzi vreau să discutăm despre un subiect foarte important, unghiuțele cu gel la fetițe. Nu există vacanță în care să nu primim sute de telefoane de la fetițe sau mămici care ne întreabă dacă putem să le punem unghiuțe cu gel. De fiecare dată încercăm să le explicăm cât de nociv este acest proces pentru unghiuța naturală. Așa că, prin acest videoclip, vreau să vă prezint câteva motive pentru care nu este recomandat să punem unghiuțe cu gel înaintea împlinirii vârstei de 16 ani, cel puțin. Unghiile sunt fragile și în dezvoltare. Unghiile fetițelor sunt subțiri și fragile încă în dezvoltare. Aplicarea gelului poate deteriora structura unghiei, provocând rupturi sau deformări. Produsele chimice agresive, gelurile și soluțiile folosite în manicura cu gel conțin substanțe chimice care pot provoca iritații, alergii sau chiar sensibilități pe termen lung. Impactul asupra creșterii naturale a unghiei. Unghiile fetițelor cresc rapid și au nevoie de îngrijire naturală pentru a se dezvolta corect. Aplicarea repetată a gelului poate încetini creșterea sau chiar afecta definitiv forma unghiei. Educația privind îngrijirea sănătoasă. Este important ca fetițele să învețe să-și îngrijească unghiuțele în mod sănătos. Folosim produse potrivite vârstei lor. Aceasta le va forma obiceiuri bune pe termen lung. Noi astăzi ne-am jucat. Am aplicat fetiței noastre unghiuțe false potrivite vârstei ei. Acestea sunt lipite autocolant destul de slăbuț. Cu toate acestea, puțin mai devreme, a executat o mișcare reușind ușor să dea peste cap o unghiuță, moment în care a simțit durere. Este adevărat? Așa că vă puteți imagina ce se poate întâmpla dacă o unghiuță care este încă în creștere va fi dată peste cap de un copilaj care nu știe să gestioneze bine astfel de unghiuțe, astfel de lungimi și astfel de produse destinate adulților. Ai înțeles? La revedere! Ne-a părut bine când ne-ați ascultat și ne pare foarte bine să știți cât mai multe lucruri bine. Sunt Andreea, mami. Hai. Dar știam de că nu am stat să filmată toată viața în distractorie. Hai. Hai. O să tai.